La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cele din tâi cuvinte ale Cărții Sfinte ne pun în fața aceluia care este izvorul nesecat al oricărei binecuvântări adevărate. Sfântul Duh nu încearcă să înșire dovezi peste dovezi ca să ne încredințeze că este un Dumnezeu, căci Dumnezeu se face cunoscut prin lucrările sale. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Doamne, toate lucrările Tale Te vor lăuda. Numai necredincioșii cer dovezi despre existența aceluia care, prin graiul gurii Lui, a dat ființe lumii și care se descopere El însuși ca Dumnezeul cel prea înalt, înțelept, atotputernic, veșnic. Cine altul decât Dumnezeu a putut face din nimic ori și ce lucru? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria Lui că una nu lipsește. Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. În cartea Iov, Domnul însuși ne pune înainte făptura Lui ca o dovadă de netăgăduită a tot puterii sale. Dar prin făptura sa, El nu ne dă numai cea mai lămurită și cea mai puternică dovadă a tot puterii sale, ci ne atinge în același timp și inima cu minunata sa iubire dumnezească, căci în El toate sunt dumnezești, slava și iubirea, puterea și duioșia.